Salut! Astăzi facem un info-video rapid, așa. Bine, puțin o lungim un pic pentru că nu prea am filmat toată săptămâna asta și cred că ar merita și voi măcar câteva PVP-uri cu Licanu. Bine, în principiu aș vrea să vorbim despre episodul acela numărul 100. În weekendul ăsta am timp să-l fac, adică chiar mâine cred că o să-l fac. Deci, v-am spus că o să vă implic și pe voi în acel videoclip ce trebuie să faceți voi. Voi trebuie să intrați mâine, adică sâmbătă, între orele 12, 5, 6, dacă aveți 10 era perfect ăsta. Mă rog, aproape perfect. Deci mâine între orele 12 și 5 seara o să fiu on pe Skype. Și o să vorbesc cu oricine vrea să-și exprime o părere despre mine, despre canalul meu și o să apareți în acel video, nu știu. Așa m-am gândit eu să fie acest videoclip, acel let's play cu numărul 100. Dăm și noi pe aici câteva damage-uri, n-avem ce face. Chiar n-am mai jucat mai timp de foarte mult timp, săptămâna trecută n-am putut să filmez pentru că am fost plecat de acasă. Am ajuns joi seară, m-am jucat, am ajuns obosit seara, am zis bă, nu are rost să filmez acum, sunt și obosit și alte chestii. M-am băgat direct la un CS. Am jucat vreo 4 meciuri. Și cred că am făcut material și de un episod, nu știu, de CS. O să bag mâine și poate un episod de CS. În principiu, în mare parte, da. În mare parte aș vrea să fac mâine episodul acela cu numărul 100 și mi-ar plăcea dacă ați participa în număr cât mai mare. Acest videoclip și de ce am lagul ăsta? Cam asta voiam să vă spun. N-am murit. Ca la fiecare videoclip încep cu asta, n-am murit. O să încerc să filmez weekendul ăsta cât mai multe episoade. Sunt liber, de fapt, nu cam liber. Sunt liber weekendul ăsta. Dacă vreți să ne jucăm și GTA, pentru că a apărut GTA, aveți Skype-ul meu în descrierea DOG. Îmi lăsați profilul vostru de Steam și cei care văd că au jocul, vă adaug eu. Ca să nu mă adauge toată lumea, pentru că unii mă adaugă pe Steam doar ca să vorbim. Ca pentru a vorbi avem Skype-ul, secțiunea de comentarii din YouTube. Deci n-are rost să-mi încarc Steam-ul doar cu oameni care vor să vorbească. Cei care vor să joace, deci mă joc cu toată lumea, mai ales GTA. Nu prea cunosc pe nimeni prin GTA și mă joc mai mult online. Dacă vreți voi ne jucăm și story, pot să filmez și story. Mă rog, o să vorbim noi în primul videoclip, în primul let's play pe care o să-l fac cu CTA mai mult despre chestia asta. Deci, în mare parte, hai să dăm un del ca lumea și mă tot repet cu mare parte, zici că sau Aurolac. Bine, de ce ar zice un Aurolac în mare parte? Eu și logica mea. Da. Licănelu, ce-ți facă? Hai să dau carte încă una pentru M3. S-a gândit și el că ar trebui să meargă. Licanu am văzut prin comentarii, pentru că am avut timp să citesc la comentarii la greu. Mulți îmi ziceau, bă, Adi, de ce îți mai faci Licanu când ai atâtea caractere? No, e ceva pur și simplu for fun. Deci, pur și simplu, am investit în el, cred că doar 200 KK acumulat și asta cred că are colți, dau atât de puțin în el. E ceva, nu știu, doar pentru voi, pentru că mulți îmi ziceau că n-au văzut încă, nu sunt foarte mulți Zilican pe YouTube și bă, fac unul așa, level 38, dau cărți pe el măcar să fac câteva episoade că deci nu o să investesc bani în el, în Sura o să investesc. Din păcate n-am apucat să dau cărți nici pe Sura, deci mi-a rămas tot M8, dar mă rog, n-are rost să ne lungim atât de mult, o să vorbim despre propriu-zise, despre aspectele astea. În mare parte asta voiam să vă spun și din nou am repetat în mare parte. Deci mâine de la 12 la 5 seara, cine vrea, mă găsește on pe Skype, o să încerc să fiu în tot timpul ăsta, dar mă rog. Poate facem și un live mâine, nu știu, vedem. Vedem. Am timp la dispoziție și am o groază de timp care chiar am chef de filmat, mai ales că n-am filmat de foarte mult timp. Deci nu uitați, mâine de la 12 la 5 fiți on, fiți pe față dacă vreți să vă exprimați părerea. Sper să iasă ceva fain, nu știu, mă gândeam că trebuie să fie neapărat un videoclip în care să vă implici și pe voi și nu știu ce altceva puteam face, mai ales că am văzut că unii
chiar vor să se, să-și exprime părerea, părerea în comentarii și ei cred că dacă eu nu-i bag în seamă așa în ghilimele, pentru că îi bag în seamă, le citesc comentariile, eu nu le văd. Și la un simplu comentariu de, nu știu, nu mi-ai răspuns, zic ei, nu știu ce să zicem, bravo pentru Lican sau de-astea, ei cred că sunt obligat să le răspund, nu am cum să răspund la toate astea. Eu mă uit la toate comentariile, dar n-am cum să răspund la chestii banale. Ia uite, e periculos Bibicu. Licanu, nu știu ce să zic, nu sunt foarte încântat de el, bănuiesc că dăm mai mare randament la level mare. Mai mare randament la level mare. Da. Sper să fie mai bun la level mare, pentru că acum nu prea mă încântă. Și 1-0 pentru imun. Hai mă, potolește-te. Place skill-ul ăsta, sfâșie, chiar dă, dau câteodată și câte un K700 pe el. Mă rog, nu are rost să mai lungim chestia asta. Deci, mă repet, pentru a mia oară mâine, mâine fiind sâmbătă, pentru că postez videoclipul chiar azi, chiar vineri când îl filmez. Fiți pe fază. Bine, dacă vreți, nu pot obliga eu pe nimeni. Fiți pe fază. Are ce să mai zic, din nou. GTA-ul, repet, aveți Skype-ul în descriere, joc cu oricine, deci nu trebuie să aveți un anumit level pentru un anumit rank, pentru că și eu sunt la început, n-am jucat decât ieri foarte puțin GTA. Deci asta e o dovadă că am ajuns chiar ieri acasă, vă dați seama. Dacă eram de marți acasă, mă jucam GTA, nu eram tâmpit să aștept până joi să mă joc GTA. Deci asta e o dovadă că am lipsit toată săptămâna. Ce pot să zic? Sunt mai liber în perioada asta, o să încerc să postez mult, 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 mult mai des, măcar un videoclip la două zile, sper să reușesc chestia asta. Poate începem și și orul acela de level mic. Nu neapărat să dau cărți pe el, dar poate ușor, ușor să încep să-mi fac itemele, pentru că v-am spus, aș vrea să încep de la zero pe el. Și e de muncă, e de farmat, mai ales până să faci setul acela de farmat în map 1, până îl completez cu tot, cu viteză de mișcare, cu critică, cu armă bună, durează ceva și cred că o să mă apuc. Până o să reușesc eu să completez setul de farmat prin map 1, cu tot, cu obiecte, cu armură cu grabă plus 4, cu cerce cu 20 de mișcare, ca să fie farmatul lejer, să mă pot mișca bine, cred că o să dureze destul de mult timp și o să se ieftinească și aurele până atunci. Vedem, v-am spus, cam mâine aș vrea să vorbim despre chestiile astea și o să țin cont de părerile voastre, dacă vreți episoade cu, dacă vreți să mă axez mai mult pe GTA, mai mult pe CS, mai mult pe Metin sau să fac, nu știu, să le îmbin cumva, dacă vreți să încep mai repede seria cu orul, deci despre toate aceste aspecte vreau să vorbim mâine, așa că fiți pe fază și da, mă repet ca prostul pentru că, nu știu, sunt și puțin agitat, parcă am prea multă energie. Sunt și entuziasmat, sunt curios să vă aflu părerile, nu știu, n-am mai filmat nici de mult, nu mai sunt obișnuit. Ce fioros arată cățelul. Da, în rest, nu știu. Nu știu ce să zic legat de Metin. Vorbim mâine mai multe, în orice caz. Deci, eu v-am lăsat. Ca de obicei, eu sunt Adioge. Până data viitoare, multă baftă!